Doamnelor și domnilor, cei mai mulți dintre cei care vor să muncească în străinătate își caută de muncă în agricultură și în construcții. O să ziceți, atâta știu să fac, atâta știm noi românii. Nu, greșit! De fapt, unul din trei căpșunari sau unul din trei meșteri de... Așa, de adaptare, să spunem, în construcții, sunt absolvenți de facultate. Sunt și domenii unde se găsesc cele mai multe joburi, trebuie să recunoaștem, iar pentru acestea nu e nevoie de studii superioare. Totuși, oamenii care au terminat o facultate în România preferă să meargă, de exemplu, în Germania, la muncă și ca necalificați, decât să rămână în țară. Drumul străinătății a fost urmat deja de milioane de români în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit. Și acum valul de emigrări încă se simte în România, deși de ani buni românii tot pleacă la muncă în străinătate. Potrivit unui studiu realizat de T-Jobs, ardelenii și bănățenii au depus cele mai multe CV-uri pentru locuri de muncă în străinătate. Studiul arată că profilul românului plecat la muncă în străinătate este absolvent de liceu provenit mai ales din Timiș și Brașov, necăsătorit. Cum mulți dintre cei care decid să plece provin de la țară, cele mai multe aplicații sunt pentru muncă în agricultură. 740 de persoane vor să muncească în agricultura din Germania, în timp ce alte 610 caută un loc de muncă în construcții. Sunt domenii pentru care nu este nevoie de studii superioare, un lucru bun pentru că oricum mai mult de jumătate dintre bănățenii și ardelenii care au aplicat pentru aceste joburi au studii primare și medii. Interesant este că românii din Timiș sunt cei care își doresc cel mai mult să plece în afară, cu toate că județul Timiș are printre cele mai mari salarii medii din țară, cu o medie de peste 2000 de lei lunar. Pe lângă locurile de muncă din agricultură și construcții, cei din nord-vestul țării vor să muncească și ca îngrijitori de animale în Danemarca, ca ospătari sau persoane care fac curat în hotelurile din Anglia. Lista continuă tot cu locuri de muncă pentru care nu e nevoie de studii superioare, în condițiile în care aproape o treime dintre cei care și-au depus CV-urile au terminat o facultate. Dobrogenii și muntenii au depus aproape 14.000 de CV-uri pentru a pleca în străinătate. Profilul românului din această zonă arată că cel care vrea să plece în afara țării este bărbat, mai ales din Constanța și Prahova, cu studii liceale încheiate, dar căsătorit. Cele mai multe locuri de muncă sunt căutate tot în Germania, în special în construcții, peste 460 de aplicații. Germania ocupă locul 2 și în preferințele românilor pentru munca în agricultură. Tot în construcții vor să muncească și cei care au depus CV-uri pentru Canada și Belgia. Din punct de vedere al studiilor, aproape două treimi dintre cei interesați să plece din țară au doar studii medii și primare, adică numai liceul absolvit sau patru clase terminate. Sunt studii cu care în România ar reuși să câștige cel mult 1000 de lei lunar în agricultură sau în construcții, adică de 5 ori mai puțin decât salariul de 1000 de euro oferit de patronii din alte state. Procentul celor cu studii superioare este de 24%, mai mic decât al celor care pleacă din Ardeal. În ceea ce privește pe moldoveni, mai mult de jumătate din aplicații sunt pentru locurile de muncă sezoniere, adică în agricultură, construcții sau în domeniul hotelier și în restaurante. Datele arată că anul acesta s-au aplicat mai multe CV-uri și pentru locurile de muncă în Asia și Oceania, dar și pentru cele pe vasele de croazieră. Cele mai multe CV-uri depuse au fost înregistrate de la românii din județele Iași și Galați, acolo unde se găsește de muncă mai ușor decât în alte județe. Capitala se află la coada clasamentului în funcție de CV-urile depuse pentru străinătate. Este un oraș dezvoltat unde se găsește mai ușor de muncă. 33% dintre cei care pleacă din București caută locurile de muncă pentru care este nevoie de studii superioare.